Over the years since my first visit, more than 20 years ago, I have come to know and to love so much about Romania. Her unique historic heritage and unrivaled biodiversity, her vast mixed forests and breathtaking natural landscapes. Prințul Charles al Marii Britanii îi îndeamnă pe români să-și petreacă vacanțele în România și să descopere bogățiile de necrezut ale acesteia, afirmând într-un film realizat recent și prezentat marți la reședința sa din localitatea covăsneană Valea Zălanului, că țara noastră este admirabilă și uimitoare ca diversitate. Filmul, care are o durată de 5 minute, a fost realizat de jurnalistul britanic Charlie Otley, producătorul seriei de documentare Wild Carpathia, cu scopul de a sprijini industria turismului din România. Prințul Charles, care narează acest film, spune că a venit pentru prima dată în România în urmă cu 20 de ani și că a descoperit o țară uimitoare, menționând că țara noastră ocupă un loc deosebit în inima sa, iar la fiecare vizită, o parte din el se simte acasă. România este o țară uimitor de diversă, de la delta Dunării, cea mai mare și mai sălbatică zonă umedă a Europei, la pădurile, izvoarele și mănăstirile Bucovinei, Moldovei și Maramureșului, colinele Apusenilor sau întinderile nelocuite ale Harghitei, colecțiile neprețuite din muzeile Bucureștiului sau frumusețea sălbatică a defileului Porțile de Fier, castelele, munții și satele săsești ale Transilvaniei sau văile retrase ale Banatului și Crișanei. Mă bucur nespus că numeroasele comori ale României ajung să fie cunoscute și apreciate de tot mai mulți oameni, menționează prințul Charles în film. Alteța sa îndeamnă pe români să-și descopere țara și să fie mândri de natura, fauna sălbatică, gastronomia, tradițiile și cultura lor. Prințul regretă că din cauza pandemiei anul acesta nu a putut călători în România, dar spune că va continua să pledeze pentru protejarea comorilor unice ale României. Să ne revedem cu bine!